Potrivit datelor a JOFM Giurgiu, agenții economici din județul nostru au anunțat 126 locuri de muncă vacante în perioada 8-14 iunie. Cele mai multe dintre posturile vacante, 106 la număr, sunt pentru giurgiuvenii cu studii medii și profesionale. Sunt oferte în meserii ca agent de securitate, ambalator manual, coafor, confecționer, cosmetician, electrician auto, fierar betonist, fochist, frezor universal, lăcătuș, construcții metalice și navale, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, manicurist, manipulant mărfuri, mecanic, muncitor necalificat, operator chimist, operator introducere, validare, prelucrare date, sudor, șofer autocamion, tapițer, tâmplar universal, tinichigiu, vopsitor auto. Celelalte locuri de muncă disponibile se adresează persoanelor cu studii superioare și post-liceale. Se caută agent vânzări, contabil, automatist, casier, consilier economic, controlor calitate, inginer mecanic, inginer nave, învățător, profesor în învățământul gimnazial. Aproape 500 de locuri de muncă sunt în spațiul Uniunii Europene, puse la dispoziție prin intermediul rețelei EURES. Austria, 30 de posturi, geamgiu, dulgher, electrician, zidar, magazioner, ofițer, proiecte europene. În Belgia, 6 posturi, lucrător în producție, tehnician, electricitate. Bulgaria, 20 de posturi în domeniul telefoniei mobile și industria de prelucrare a lemnului. Finlanda, 19 posturi, dezvoltator software, sudor, operator CNC, măcelar. Franța, 1 post, lucrător în hotel. Germania, 122 de posturi în domeniile financiar, IT, medical, construcții, gastronomie, industrie, dar și ca însoțitor de bord, tâmplar, zugrav, electrician în construcții, șofer camion, educatoare, lăcătuș mecanic, sudor, mecanic industrial, factor poștal. În Italia sunt 60 de posturi ca asistent medical și îngrijitor persoane, în Marea Britanie 85 de posturi, operator CNC și îngrijitor persoane, în Norvegia un post de senior inginer de cercetare, Olanda 6 posturi, muncitor în agricultură, în Republica Cehă 50 de posturi, operatori mașini, unelte, șofer, camion, șlefuitor, pilitori, tractorist. În Slovacia sunt 42 de locuri de muncă, șofer autocamion, transport internațional, îngrijitor persoane, infirmier, sticlari. În Spania un post de masseur, iar în Suedia 45 de posturi, tinichigiu auto, femei de serviciu, mecanic auto, vopsitori auto. Mai multe informații se pot obține de la sediul AJOFM Giurgiu din șoseaua București, bloc 202 pe 5 de mezanin.